Șantier din București, sectorul 5. Muncitorii lucrează în proporție de 2/3 fără protecție. Fără protecție completă. Nu au căști. Și aici jos, doar unul din cinci are cască. Deci el, dacă îl lovește o chestie din asta, mai are speranță să supraviețuiască. Cel cu șapca, revederci. Inspecția muncii e absentă, ori e coruptă, ori e incompetentă. Cam toate șantierele din București au situația asta și nu întâmplător, din când în când, moare, ori ajunge la spital câte un muncitor căzut de pe schelă, lovit de macara și tot așa. De jos nici mănuș nu poate. Încă o încălcare. Casca așa trebuie ținută. La vedere, nu pe cap. Încă un șantier, tot pe strada Telița, sectorul 5, București. Poate că lucrează aceeași firmă. Muncitorii vedem că sunt la fel, fără protecție. Șantierul nu e izolat. Temeinic și vedem că poluează deja. Saci de plastic peste tot, polistiren din ăsta peste tot, care produce microplastic și ne intră în plămâni și generează tot felul de boli, inclusiv cancer. Deci, în atenția primăriei, a inspecției gărzii de mediu, în atenția inspecției muncii, avem problem la piedone. Dacă izolez șantierul numai așa de ochii lumii, ia uitați-vă cât de tare poluiesc pe stradă. Plin, nu numai de frunze și de mașini abandonate, dar e plin și de materiale de construcție. Dacă îl izolez așa, e ca și cum nu l-ai izolat deloc. Asta e bătaie de joc și nu izolare. Muncitori neprotejați. Toaleta muncitorilor, nu știu de câte ori e golită, dar vedem că curge urina pe alături. Deci probabil e cam plină. Și acum e plină și insalubră. Și uneori e chiar arhiplină. Toată zona asta e cam poluată.
alt șantier. Aceeași situație. Muncitorii lucrează cu armatură, cu beton. Fără mănuși, fără cască. Calea ferentă, extindere grădiniță. Se lucrează pentru primărie. Peste drum e un șantier privat care nici măcar n-are panou informativ obligator. Nu știm nici cine, nici ce construiește, nici dacă are vreo autorizație de construire, poate chiar e ilegal. Dar aici degeaba e legal dacă încalcă atâtea norme și drepturi. Alături un șmecher cu numere de Constanța și-a parcat mașina de-a latul trotuarului și probabil nu o să pățească nimic. Alții au parcat în rândul 2. Ăsta de Constanța a intrat încoace ca riveran, probabil. Bătaie de joc de țară.